Ce interesantă este tehnologia asta, cum pot eu prin intermediul unui telefon să stau de vorbă cu voi? Da, dar înainte nu exista așa ceva și atunci oamenii cum se anunțau unul pe celălalt când exista un pericol? Unul din semnalele foarte interesante era focul, fumul, adică când apăream un pericol se aprindea un foc mare pe un deal și oamenii vedeau fumul ceilalți și aflau că e un pericol, război sau cine știe ce informații primeau prin intermediul fumului. Fumul înainte se mai numea și altfel, fumul gros se numea sfară. Sfară. De aici și expresia corectă, de fapt, a da sfară în țară, nu a da sfoară în țară, cum și eu când eram mic credeam că așa se numește. Așadar, forma corectă este a da sfară în țară. O zi faină să aveți!